Bine, dragi copii. În seara asta vreau să vă spun ceva despre regele Solomon. Sper că ați auzit de el. Poate ați auzit de la părinți, de asemenea, poate nu, acolo în Austria. Noi în țară avem un autor care a scris Amintiri din copilărie. Da, cu siguranță că părinții voștri v-au povestit și poate v-a fost drag să auziți Amintiri din copilărie, când vă spuneau și părinții voștri ce au pățit, când s-au dus la pescuit, când s-au dus la școală, când au fost la bunici. Amintiri din copilărie. Eu vă citesc din Proverbe 4, Amintiri din copilărie scrise de Solomon. De la versetul 3. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, și voi dacă știți vă puteți gândi câți frați am avut Solomon, el, adică tata, mă învăța atunci și îmi zicea. Înainte de a vă spune mai departe, ia gândiți-vă care știți ce l-a învățat David, tatăl său, pe Solomon când era copil. Scrie aici, citesc de la versetul 5, dobândește înțelepciunea, dobândește priceperea. Versetul 8, înalți-o și ea te va înălța. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută și te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Deci Solomon ținea minte că tatăl său i-a spus că cel mai important lucru pentru el este să primească înțelepciune. Și Solomon a ținut minte asta și citim în cartea întâi a împăraților, în capitolul 3, că atunci când a ajuns rege, avea probabil vreo 18 ani, l-a întrebat Dumnezeu un împărat 3:5, ce vrei să-ți dau? Și el putea să ceară multe, dar el a zis următoarele. Citesc versetul 9. Dă robului tău o inimă pricepută. Și Dumnezeu i-a zis, fiindcă ceri o inimă înțeleaptă, voi face după cuvântul tău. Pe voi va învăța tata și mama să cereți înțelepciune de la Domnul. Știați că înțelepciunea e mai importantă decât orice lucru pe pământ. Scrie în Proverbe la capitolul 3, vă citesc de la versetul 3, ferice de omul care găsește înțelepciunea. Câștigul pe care l-aduce ea este mai bun decât argintul, mai de preț decât aurul, decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. Așa că, dragi copii, după ce terminăm noi emisiunea, să-i spuneți la tata și la mama, eu, și dacă nu m-ai învățat, eu o să fac cum a făcut Solomon. Când o să mă întrebe Dumnezeu ce vreau și rugăciunile mele, o să spun, Doamne, prima pe listă, mie să-mi dai înțelepciune. Că înțelepciunea e cea mai mare comoară de pe pământ. Apoi, un al doilea lucru ce vreau să vă spun, dragi copii, îl găsim scris în cartea a doua lui Samuel, la capitolul 12, versetul 25. El, adică David, cu privire la Solomon, l-a încredințat în mâinile prorocului Natan. Și Natan i-a pus numele Iedidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. Pe lângă părinți, Dumnezeu a rânduit ca voi să aveți și învățători. Cred că îi aveți acolo la biserică, da?
Așa că trebuie să știți că asta e cea mai binecuvântată, cea mai înaltă școală. Aveți voi la școală învățători, aveți profesori, dar primii profesori, primii învățători sunt tata și mama care te învață să ceri înțelepciune și apoi învățătorii de la biserică. Ei completează ceea ce n-a reușit tata și mama. Ba mai mult, dacă vă amintiți voi, Natan a fost proroc. Părinții și învățătorii aceștia au menirea să vă învețe să vă rugați. Hai să vă spun o întâmplare cu rugăciunea unei fetițe de 8-9 ani. Asta s-a întâmplat în Uniunea Sovietică, în Rusia de acum. O familie nu avea apă în casă, cum aveți voi la bucătărie, la baie, și trebuia să aducă undeva mai jos, mai la vale, apa cu găleata. Și uneori trimiteau părinții și pe ei să aducă apă de acolo. Și părinții, când au obținut niște bani, au săpat în grădina casei lor, în curte, să facă, să foreze o fântână. Dar pentru că ei stăteau puțin mai pe deal, au forat și n-au găsit apă. Fetița s-a bucurat când a văzut că ei sapă și acum a zis: vom avea apă la noi în curte. Nici vorbă să aibă apă în casă, era mulțumită să aibă apă în curte. Dar când colo i-au spus părinții: nu am dat de apă. Și atunci a zis: da, dacă eu mă rog, nu poate face Domnul să vină apă în fântâna noastră? Și părinții au spus: rogă-te. Și ea de-abia învăța să scrie, ea pe clasa a doua, mi se pare, scria în fiecare zi câte un bilețel: Doamne, fă să vină apă în fântâna noastră. Și acolo părinții acoperiseră groapa aceea cu ceva scânduri, să nu cadă vreun animal sau copiii când se jucau, dar ea a găsit un loc printre scânduri pe unde să introducă bilețelele acelea. Și așa astăzi, mâine, două săptămâni, a tot pus acolo la bilețele. Și odată părinții, tata s-a uitat mai atent cum sunt așezate scândurile acolo să vadă să nu se miște și s-a uitat ce i s-a părut. Când colo era apă în fântână și pe suprafața apei pluteau bilețele scrise de fată. Ei nu știu ce-a făcut ea. Și când a luat apă cu fântână, curios, ce bilețele răsărit din pământ? Când colo s-a uitat și era scrisul fetiței, că ea a învățat să se roage. Deci nu uitați, cel mai important lucru pe pământ e să ceri înțelepciune și apoi tot ce ai nevoie să te rogi. Și Dumnezeu, la vremea potrivită, ascultă. Hai să vă spun o întâmplare și cu un băiețel, nu doar cu o fetiță. S-a întâmplat că un tată era în război. Și în război este foarte greu, că poți să mori. Din război nu poți să pleci acasă, ca să iei concediu cum, sau permisie, cum este din armată. Și într-o zi, când n-a fost bătălie și inamicul era mai departe, comandantul acelei unități militare le-a dat voie să stea mai liniștiți, atunci au scos ei pozele din buzunar, fiecare se uita pe amintiri, la fotografii cu familia lui și au circulat fotografiile de la unul la altul. Și fratele avea o fotografie cu mai mulți copii, așa cum este la pocăiți. Și când a ajuns fotografia la comandant, acesta dintr-o dată a tresărit și a zis: a cui fotografia asta? Să vină aici la mine. Și merge fratele și întreabă comandantul: cine sunt copiii aceștia? Sunt băieții mei, eu îi cunosc. Și fratele spune: de unde îi cunoașteți? Că n-a sosit niciodată la noi acasă și copiii n-au venit la unitatea militară ca să-i vedeți. Și le spune: știi de unde știu? Copiii aceștia în fiecare noapte strigă la mine să ai grijă de tata, să-l lași în permisie să vină acasă. Măi, omule, ca să scap de ei, semnez bilet de voie să te duci acasă. Și când a ajuns, le-a povestit la copii că rugăciunea lor a fost ascultată. Așadar, nu uitați de la Solomon să cereți înțelepciune, să fiți prieteni cu prorocii, cu oamenii care să vă învață să vă rugați, să ascultați de învățătorii de la biserică. Și un al treilea lucru cu care închei, scrie Biblia despre Solomon în Cartea Eclesiastul la capitolul 2,
că datorită bogăției care a dat-o Dumnezeu, a avut multe de tot, mai mult decât avem noi toți la oaltă. Eclesiastul 2 cu 4 și-a zidit case. Numai o singură casă avea 45 de camere, dragi copii, mare casă. Și avea mai multe case. Apoi a avut grădini, livezi de pomi, a avut irigații, a cumpărat robi, roabe, a avut mulți sluși, copii de casă, care fugeau pe acolo să-i fie totul curat, să aibă toate, să ude pomii, să-i culeagă fructele. Și cântăreți, cântărețe, v-ați dori poate și voi din astea atâtea, da? Numai că, ce să vă spun, după ce le-a avut pe toate, Solomon s-a necăjit, că astea nu l-au făcut fericit. Poate vă doriți și voi să aveți multe, și casă, și piscină, și bicicletă, și repede mașină, avion poate vă doriți unii. Dar astea nu l-au făcut fericit. Nu, că a zis el în același capitol, în capitolul 2, că fericirea nu o dă averea. Fericirea e dată dacă vă înțelegeți bine, dacă nu vă certați. A scris el, vă citesc din Proverbe 17 cu 1, mai bine o bucată de pâine uscată, ați mâncat vreodată coj? Așa s-o moi în ceai, că nu poți înghiți. Decât o masă plină de cărnuri cu ceartă. Dar mie mi se pare că unii dintre voi, când vă pun părinții la masă, vă mai certați. Că nu-i bine scaunul pe care v-a pus, că nu i-a dat lui lingura, că fratele l-a împins, că sora nu știu ce i-a zis. Mai bine, copii, numai ceai cu coș, numai să vă împăcați frumos, că altfel nu-i fericire acasă. Așadar, să nu vă doriți multe, ci să vă doriți să vă înțelegeți frumos, că mâine crește și zburați. Unul pleacă în România, altul în America, altul nu mai stă la Viena, se mută la Graz, la Linz. Dar până stați acasă, să vă placă împreună, să vă înțelegeți frumos și nu uitați. Să cereți înțelepciunea asta, să nu uitați pe când veți fi mai mari. Și eu spus David la Solomon, poate v-a spus și părinții, v-am spus și eu în seara asta, cereți înțelepciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.